Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Este ora 2 noaptea când filmez pentru că acum îmi vin mie ideile de videoclipuri. Am văzut că v-a plăcut când am făcut videoclipuri cu diferite știri și articole ce au mai apărut prin presă. Astăzi discutăm despre un proiect de lege prin care consumul, deținerea, comercializarea de substanțe ilegale, adică titiștoacă sau năsoase din alea și alte substanțe, uh, vor fi pedepsite grav încerc să evit uh, din a vorbi din a spune direct a, direct aceste ce ar trebui să fie aceste substanțe pentru că nu vreau să mi bage vreo restricție de vârstă sau ceva că știți că e sensibil YouTube ăsta și societatea în ziua de azi e sensibilă. Deci ca idee închisoare articol de la România Europa Liberă, să nu ziceți că le scot din cap, închisoare de la 3 la 10 ani pentru cumpărarea și deținerea de aceste substanțe de risc. O să folosesc termen de substanță ca să nu-mi bage vreo restricție sau ceva la videoclip, că na, mai îți dă și o demortizare, adio, nici notifică nu-ți mai dă după. Deci Camera Deputaților a adoptat miercuri ca for decizional un proiect de lege care sancționează cu închisoare de la 3 la 10 ani nu doar cultivarea, vânzarea și distribuirea acestora, ci și cumpărarea și deținerea lor. Și acum încă o chestie de citit. Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea, ori alte permisiuni privind circulația acestor năsoase și fumigene de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Se pune în proiectul de lege adoptat miercuri de deputați. Miercurea trecută, nu când filmez eu acum. Adică pe 15 februarie uh, s-a întâmplat treaba asta. Cam asta era cel mai important de zis. Și acum părerea mea. Am văzut că multă lume este revoltată. Personal prin ce trece țara asta și în general lumea asta, dar mai ales cum e la noi cu scumpirile astea furisite și cât fură politicienii și sunt plagiatori și numiri de astea pe nepotisme, nu știu cum să spun, dacă văd că lumea o să iasă la proteste pentru treaba asta, dar având în vedere că n-a ieșit lumea pentru scumpiri și pentru abuzurile pe care le fac politicienii, eu aș fi foarte dezamăgit. Bine, oricum, nu prea cred că o să iasă lume. Era multă lume indignată pe internet pe chestia asta. Mulți zic, de ce nu e ca în Olanda? Mută-te fratele meu în Olanda. Și pe lângă asta. Olanda are, este o țară mai mică și are mai puțini șoferi și majoritatea nici nu au permis sau dacă au permis să-i merg oricum cu bicicleta mult. Compar, eu cred că în București sunt mai multe mașini decât în toată Olanda. Hai nici chiar așa. Dar ați prins voi ideea plus că vedeți câte articole sunt legate de șoferi prin beți sau chiar care au băgat niște d-astea Și au făcut accident, a venit mama lor să ia de acolo, se ducă la poliție sau ceva și ghiși și ce? Și mama lor era drogată, asta e treabă de anul trecut. Și sunt sigur că zilnic aproape se întâmplă câte o chestie de asta, că acum șoferii nu mai sunt beți, sunt și afumați sau prăjiți sau cum vreți voi să spuneți. Și dacă s-ar face și legale, da, în primul rând ar intra o grămadă de bani la bugetul de stat, corect. Dar o să crească numărul de accidente. Nu spuneți voi bie că o să se schimbe, o să înceapă lumea să meargă pe bicicletă dacă se bagă infrastructură. Nu știu cum să spun, în București da. Da, mulți șoferi care fac accident și circulă beți, ei nu sunt de la oraș. Ei sunt oameni care fac naveta cu mașina și vin de la țară. Și N-ai nici transport în comun la țară cum e în București, să ai metro, să ai autobuze, tramvai. De exemplu, pe la mine pe aici, foarte rar, nu știu, o dată de două ori pe zi cam așa trec, cum ar veni ratele, așa zice, rata, pleci cu rata să faci naveta, să te ducă la București, la Slobozia. Mulți merg cu mașina. Și am avut și aici în sat ăștia care au fost beți și au făcut accident. Și stau și mă gândesc câți ăștia beți și au făcut accident sunt, dacă se mai și legalizează Aceste, aceste prăjeli, o să fie un dezastru până ajungi să educi lumea să folosească bicicleta, să zici că baci ca biciclete, biciclete, piste de biciclete în București. Ei bine, dacă s-ar face astea deodată, începutul se construiască pistei biciclete și se facă aceste substanțe legale, până o începe șoferii să lase mașinii să meargă cu bicicleta, eu să merg în continuare cu mașinile până se vor dezvăța și vor fi la accidente și părerea mea, nu avem șofer responsabil precum în vest. Legea nu e atât de a dracu la noi și părerea mea ar fi mai bine totuși să nu se legalizeze în următoarea perioadă. Mai ales că nu e o combinație bună să avem și aceste substanțe legale și un număr foarte mare de șoferi. Dacă s-ar face cumva, într-adevăr, în afara orașelor mari transportul în comun să fie ca lumea, lumea ar mai renunța la mașini ar mai fi atâția șoferi și atâția viitori potențiali oameni care să facă accident, practic. Chiar și criminal, că practic faci o crimă când obori pe unul cu mașina, dacă dai peste el sau faci accident și la moare la spital după. Și cam asta este părerea mea. Și am mai văzut o publicație, nu este românească, e din afară și acum a ieșit pe România. Sunt de mai de mult, dar nu prea mi-au plăcut articolele lor cum erau făcute. Nu o să dau numele că nu vreau să Pară că denigrez, fac imagine proastă. Dar zic doar atât. Pe pagina acelora foarte mulți comentarii indignați și multe detalii au mai pus ei acolo, de exemplu că se să caute pe copii de brichete și din astea și că sunt demonizați copiii. Ei bine, asta a fost deja părerea lor. Clar, că zice de că o să fie copiii căutați de brichete în școli și din astea. Eu n-am găsit, n-am găsit. Nu spun acea redacție... Dacă o știți voi, dacă o urmăriți, foarte bine, dar nu spuneți pe aici că nu vreau să fac vreo reclamă, fie pozitivă sau negativă. Și multă lume e indignată acolo. Acum părerea mea. Asta cu demonizarea și că pare că crește și crește consumul. De fapt, ei că din contra a scăzut consumul. Eu nu cred că a scăzut niciun consum, mai ales de titiștoacă și chiar și de năsoase. Adică v-am spus Dacă ai un cerc mai mare de prieteni Și mai ales dacă stai la cămin De cei care stați la cămin Să nu spuneți voi mie Că n-ați avut colegi de cameră Care să se prăjească Părerea mea Cine se prăjește și așa Și este inofensiv Adică nu se suie la volan O face la el acasă Nu umblă cu prostiile astea după el Să le vândă altora Bă măcar își vede treaba lui dar în momentul în care îi și prostești pe alții să consume, să devină dependenți, eu în general sunt împotriva a tot ce creează dependență. N-ai cum să nu fii dependent de ceva. N-ai cum să n-ai un viciu. Dar măcar dacă ești vicios, încearcă să-ți găsești niște vicii mai ușoare, ca să zic așa, sau cum zic spaniolii, mai light. Nu prin chestii care chiar te nenorocesc. Eu nu fumez, deci vă dați seama că mi se rupe practic de chestia asta că cine are, face trafic, vinde sau e prins care are la el, îi pune brățări. Eu aș vrea totuși, fiindcă se dă pedeapsă de până la 10 ani, probabil pedeapsa asta mare se dă pentru cei care, băi, au balconul ăla plin de Maria Ioana. Ați văzut că sunii care plantează pe balcon sau un beci. Da, păi ăștia, da, le dai ca lumea. Vă dați seama câți bani fac ăștia ilegal. Dar... Uh... Totuși, aș vrea să se dea pedepse de astea mari și pentru fapte la fel sau mai grave. Chiar și mai puțin grave, dar totuși aș vrea pedepse mai mari. Pentru furt, pentru dragoste forțată, știți la ce mă refer, pentru violență, pentru mare, pentru furt, pentru șpăci, pentru astea. Și aș vrea ca legea să se aplice și pentru ăia mai de sus, nu doar pentru noi populimea de aici, pentru ăștia amărâți. Pentru mine, pentru tine, pentru tine, chiar și pentru tine la amără de acolo. Eu așa aș vrea. Acum, na. Dacă... Uite, hai să mai zic o chestie de am vrut să fac un video și n-am mai făcut. Că dădusem eu de cineva, de mai multe persoane, pe OMTV, că din păcate e reflectată realitatea foarte bine acolo. Așa, priveți mesaje. Mă pun naibii pe mult să nu fiu deranjat. Uh, ce voiam să zic? Mă întâlnesc persoane pe ome care bagă prostii din astea pe ideea că sunt depresive și că îi ajută să se liniștească. Asta nu te ajută să te liniștești, poate pe un moment, dar o să-ți creeze și o dependență și o să ajungi ca din fiecare mică supărare să fii nevoie să te prăjești. Eu sunt de părere în felul următor, că i-am mai spus asta cuiva și mi-a răspuns că dar ce tei ce treabă ai tu cu viața mea? Păi idee, lasă-mă să fac, să mă nenorocesc. Ce vrei tu să-mi faci bine? Cine te crezi? Ei bine, dacă îți permiți să dai bani pe din astea, de ce nu te duci la specialist? Ai o traumă? te duci la psiholog, la psihiatru? Mă rog să te faci varză. E că vorbim de prăjeală, e că vorbim de beție, e că vorbim de orice. În momentul în care te scufuzi într-un viciu, nu e bine niciun fel. O altă chestie pe care o mai aud, de ce nu se interzic atunci și cazinouri și biserici și din astea? Păi simplu, din ce câștigă ăia la cazinouri, sunt impozitați și îți mai dă ție la alocație, la salariu. La fel la, am zis cumva biserici mai devreme, voiam să zic farmacii, dacă am zis biserici, greșeala mea. Deci, revenind. De ce nu sunt impozitați sau interzise cazinouri, farmacii, alcool și astea? E, pe urma acestora se câștigă mulți bani. Și eu zic că e bine să existe farmacii. Da, sunt cam multe farmacii. Dacă te uci într-un oraș mai măricel, o să vezi farmacie lângă farmacie, lângă farmacie, bancă lângă farmacie, lângă bancă, lângă pariu, lângă casino. Cam exagerat. Știu. Dar măcar... Știi, statul poate să ia niște bani pe care în teorie poate să-i folosească pentru a construi aia, mai faci un drum, o grădiniță, ceva. În teorie, practic nu prea se pun așa. În alte țări, da, așa ar fi. La noi nu se face așa, se mai fură prostii din astea. Și cam asta e treaba pentru care nu se interzic atât de tare cazinouri, păcănele, farmacile sutile, că na, te doare în gât ce faci. Te duci să un paracetamol, clasicul paracetamol. Nu toată lumea mai practică leacurile băbești. Unele, da, funcționează, altele mai puțin. De exemplu aia cu frunze de varză, de, ți, te doare ceva, ai pus frunze de varză, în ziua următoare varza e varză murată, dar s a trecut durerea. Na, nu toată lumea le mai practică sau mai știe de ele. Cam asta ar fi ideea mea despre acest videoclip. Deci dacă ești dependent de așa ceva, din cauza că ai tu o traumă, te duci la, spe, la, spe, a, la specialist când mă bălbăi, în loc să dai banii pe așa ceva. Dacă mă considerați un egoist și că n-am empatie față de persoanele care consumă, îmi pare rău, știți? Eu zic pe față, nu sunt drogat, nu sunt fumător, nici bețiv. Consum alcool, dar două beri pe săptămână, asta nu cred că mă face alcoolic. Sau săptămâna asta, trei beri, săptămâna viitoare niciuna. Aproximativ cam așa beau eu. În medie, două beri pe săptămână, deci una la trei zile. Nu cred că sunt dependent de asta ce ar putea fi considerat la mine dependența mea ar fi utilizatul de internet pentru că, na, eu aici îmi fac treaba. Da, cam atât am avut de spus. Vreau părerile voastre în comentarii și sfatul meu, nu mai consumați prostii. Mergeți la cofetării cu gagici, dați la buci, nu vă mai prăjiți. Ceau les tuturor!